Nu are? Nu cred că are. N-are, e cum trebuie să comanzi la casă. Un booster, nu? Booster, da. Păi da, nu, dă-i înapoi, înapoi, sus, acolo, în dreapta. Nu, mai te aici. Nu, lasă, du-te acolo și comandă la casă. Aici, la pachet? Aici. Dar la aparat de ce nu e booster SIM? La aparat de ce nu e booster SIM? Nu este booster? E doar dublu. E doar dublu, e doar dublu. Nici Crispy nu mi pare că nu e 5 lei 50. Crispy parcă e? Parcă. Nu știu, am putea. 50 de bani? Sau 1 lei? Păi de ce cât e? 5 lei, a, a. Păi stai, nu știu. Mă scuze. Deci avem primul sandwich hand de la sandwich, da? 5,50 lei. Urmează să mergem la Spartan. Uite mă, hai la Spartan. Hai, du-te ia-l și după mergem la Spartan. Ia, uitați-o cum, uitați-o cum stă acolo la pândă ca să-i aducă, să-i aducă sandwich-ul. De sincer, nu cred că arată bine. Arată bine? Deci arată într-un fel. Cât e până la urmă? 7,50 lei. De 7,50 lei, cum ți-am zis. Dar nu e pe pancard acolo, nu l-am văzut. Uite, e bonul. Nu e pe panou. Nu este pe panou. Îl găsești pe panou doar meniu. Cum se numește? Apollo. Nici cald nu e. 7,50 lei. Deci o să vedem, poate e carnea caldă. Nu e cald. Deci ia să vedem cum arată. Așa arată. Ia de sfârt, să vedem ce e în el. Deci niște castraveți, un pic de sos și ceva cărniță. Și pâine. Și pâine. Hai să vedem cum, cum ce gustare. Nici măcar șervețel nu mi-a dat, da? Nu ți-a dat. Da, uite aici la, la KFC ne-a dat șervețel. Da, ne-a dat un șervețel ca la exact săraci. Nu mai vorbim șervețele umede, nu mai știu, nu mai de foarte mult timp. N-are niciun gust. N-are niciun gust? Mm-mm. Deci niciun gust. Nu pot să era bine dacă veneai tu aici. Pentru 7,50 lei, așa și luam două felii de salam, trei felii de salam. Și o cifră din asta, care este 2 lei, și scoteam undeva la 5 lei, și mâncam, cred că mai bine. Ce gust are? Păi mica e bună. Carnea nu prea o simt că e mai mult pâine. Un pic de sos, un pic de tot s-o simte. La castraveți n-am avut, că probabil e așa. E pierdut în zare, castraveți remurat. Dar... nu merge așa pe zile. Practic e mai multă pâine. Dacă hai să vă arăt un sandwich adevărat. Aia a fost doar 50 lei. Avem hot booster de la KFC. Sos, castravete murat un pic mai mult, castravete murat. Și puiul. Carnea caldă, pipa foarte moale. Și picant. Picant cum nu prea mai îmi place să mănânc, dar acest sandwich merită încercat pentru doar 5 lei. Uitați o comparație între cele două. Da? Uitați-vă la carnea de aici, uitați-vă la carnea de aici. Diferența este, bine, acesta este un pic mai mic față de acesta care a fost mai mare, dar prefer calitate nu de calitate. Da, this is life. Bombă atomică, aveți grijă, vă puteți pierde una dintre măsele. Sau altceva. Foarte bun. Nu-mi place că se dezintegrează pâinea. Observ? Crapa asta.
toate că e moale. N-a pus atât de mult sos. Părerea mea. Deep sauce. Cum zice taverna racilor, două deep sauce. Dă-ne o notă pentru cel de la Spartan. 4 indulgențe. Și o notă pentru KFC. 8. 8 KFC. Și mai avem de luat încă un sandwich de la Mac, cheeseburgerul de la Mac. Să vedem dacă ni-l dă cald și cât de bun este și cât costă, că nu mai știu cât costă. Așa că revenim cu al treilea sandwich. Am ajuns la Mac unde avem ultimul sandwich de luat, cheeseburger. Să sperăm că ni-l dă cald, fierbinte. Șerjinte, se zice. Șerjinte, pentru că dintre cele trei sandwich-uri pe care le-am testat astăzi, cel de la Spartan, care a fost mega... Să trecem mai departe. Și KFC-ul, care KFC-ul e prea picant pentru mine. Cheeseburgerul îmi place cel mai mult dintre cele trei, așa că sper să fie cald și cașcavalul super topit. Suntem la drive, la Ploiești, cum ne place nouă, cu două deep sauce-uri, cum se zice, și stăm la rând, ca tot român, să luăm cheeseburgerul, să vi-l arătăm pe cel mai bun dintre cele mai bune. Nu știu cât costă, vom vedea când ajungem acolo, deși eu am banii pregătiți 70 de lei, că na, nu știi niciodată cât costă un cheeseburger. Da. Dar noi vreau și un cheeseburger. Un cheeseburger? Da. Avem confirmarea acolo pe ecran, 5,90 lei, da, pentru un cheeseburger. Doamna a fost un pic dezamăgită când i-am cerut un cheeseburger, s-a aștepta la ceva mare. Da, la ce vremuri trăim? Știți ce zic? Ți-a aici. Ai fost la cerșit? Am fost acolo la semafor, la intersecție. Am strâns 5,90 lei de bani ca să fac review la acest cheeseburger. E un pic de aglomerație și la două deep sauce-uri, la Lac Pohere Stră, unde platou e mai scump de 5,90 lei. Stăm la rând la coadă, ca să zicem așa. Deci cel mai ieftin este KFC până KFC-ul acum. KFC-ul este cel mai ieftin, 5,50 lei. Cheeseburgerul de la Mac este 5,90 lei. Iar sandwich-ul acela oribil Apollo de la Spartan, 7,50 lei. Da, atât am ajuns. Atât am cerșit. N-a fost loc de mai mult. Cum a zis? Doar un cheeseburger? Doar un cheeseburger? Așa la Mac, când vii la Mac să așteaptă la 40 de lei, 50 de lei, 100 de lei. E forță, power. Dar nu se uită că e 9 lei o sticlă de Coca-Cola la magazin. După cum puteți vedea, două deep sauce-uri la noi pe Hero Strău. E cald, mă. Este? E cald, mă. E cald, mă, și are mult, mult sos, mă. Uitați-vă la el, mă, ce înfloritor e, mă. Mă, facem review așa din mers, mă, din mers, mă, big blană, mă. Ia, mă, să vedem, mă, e călduț, mă, e ce trebuie, mă. S-a ridicat bariera. Uitați, mă, sandwich-ul nostru, mă, uitați, mă, cașcavală topit, mă, uitați, mă. Ăsta e sandwich-ul, mă, ca lumea, mă. Uitați-vă, mă, aici, mă, bunătate, mă. Avem, bineînțeles, castravete murat, cașcaval, ketchup și chifla de carne. Dintre cele trei sandwich-uri, chiar dacă este cel mai mic, sincer, este cel mai mic dintre cele trei, îmi place cel mai mult. Așa că, pentru mine, ăsta este sandwich-ul câștigător față de KFC și Spartan. Nu uita să te abonezi la canal și ne vedem data viitoare cu un nou vlog despre mâncare.